cum era Steaua atunci în 81? Că noi suntem obișnuiți cu 85-86. Da, de atunci. Din 81 până s-a format echipa, în 84 a început deja să ia forme, așa. În 85 câștigăm noi primul campionat. Trei ani de zile, eu cred că s-au perindat minim 100 de jucători pe la echipă, în trei ani de zile, din 81, de când m-am dus, până în 84-85. Foarte mulți veneau. La un moment dat erau și selecții pentru cei care îi luau în armată. Băi, ai jucat fotbal, da. Unde? Acolo. Ia minul la selecție, da. Și era acolo în Ghencea, îți dai seama. Tot să scape de armată, îți spuneau că au jucat fotbal. Da. Da. Hai, vino și tu, hai, vino până, și tu. Până-i prindea. În fine, da. Și asta zic, că multe încercări. Echipa prost, țin minte odată în tur, parcă am fost pe locul 12 la un moment dat. Deci era rușinos pentru Steaua, însă ușor a ieșit bine. Cum întreabă bătrânii, te-a luat cineva sub aripă? Sub aripă, cred că toți antrenorii într-un fel m-au simpatizat. Jucător? Da, Iordănescu a fost Iordănescu, care m-a luat sub aripa lui din prima zi de când am ajuns acolo. Mi-a zis, dar el era accidentat atunci, nu juca în perioada aia. Mi-a zis că... Și era și pe final de carieră la Steaua. Da, am prins. Anul următor am jucat împreună, tot da? Anul. Da, la un moment dat îl mai schimbam. Când a fost Traian Ionescu, îl scoteam, a băgat pe mine. Sau... Da, nu-i plăcea că îl băga extrema stânga, țin minte și acum. Eu, în schimb, jucam de toate. Adică fundaș dreapta, iar m-au băgat, m-au adus înapoi la un moment dat. Că a fost și domnul Cerneanu, da, să-l ierte, că cu el am fost în Australia și am reușit ce am reușit acolo. Și Balint, aia, polivalent, las, că e bine, că poate să joci oriunde, că avem mulți mijlocași, fundași mai puțin, și m-a băgat fundaș dreapta și uram. Dar nu e greu, timp. Nu era greu? Da, fundaș dreapta e, cred, cel mai ușor post într-o echipă. Nu, să te schimbi așa, adică da. Că practic nu știi ce joci mâine, nu? Sau mă rog, nu. Săptămâna la e important, știi cum e, pentru jucător să fie în primul 11, să joace, dar... Eu vreau golul, vreau faze de atac, să șutez, să fac, să finalizez. Nu puteam să joc în apărare, voi vezi, ești la offside, vezi linia. Da, adică mai mă certai Iordache și cu Florin Marin, Sameș săracu și el. Da. În schimb, ce jucători erau, ce jucători. Da, Marcel Răducanu, așa de rău mi-a părut când el a rămas atunci, crede-mă. Am jucat cu el 5 meciuri, deci cele 5 din retur, de la finalul campionatului din 80-81. Și așa de mult îmi plăcea, știi, să fiu cu el în teren, ce faze făcea și mie îmi plăcea, viteză, combinații. Era un jucător extraordinar și la antrenamente era o minunăție să-l vezi, ce dribbling-uri ce făcea. Deci chiar așa era, cum da, se era. Și când am auzit că a rămas, sincer... Da, s-a știut ceva? Nu, nimic. Nu. Cel mai bun IRSR a rămas RFG. Da, și l-au scos din poze și, da, și se obișnuia atunci. Și din caseta meciului, când am bătut Anglia, nu? Lipsește un marcator acum. L-a scos, da. Că Iordănescu și... S-a terminat 2-1. Da. Nu mai țin. Da. Am fost la meci de la pe stadion. Da. Bun, și titular pe postul de acolo din față, când? Începând cu Halagian sau cu cine? Nu, no, Halagian din contră mă ținea rezervă. Eram singurul jucător la echipa națională, și Lăcătuș, de fapt. No. Și na, făceam pregătirile cu echipa națională, că Lucescu în fiecare an și iarna și vara îi plăcea să strângă echipa. Să plecem pregătiri și na, eu nu eram cu echipa cu Steaua, pe urmă când veneam spunea că s-au creat niște traiectorii, niște mecanisme și să... că, da, ușor și eu eram rezervă, îți dai seama, și muream de nervi. Deci cu el, dar nu mai știu ce m-ai întrebat. Nu, de când s-a început titularizarea? Păi nu, titular am fost din prima, deci din primul meci, primul de atunci meci când am fost cu Progresul. Dar au fost deplasare, momente... 1-0, parcă. I-am bătut 1-0, da. Au fost momente când eram și rezervă, că intram în repriza a doua, jucam bine, eram cu litere mari, că și acum mă uit și pe urmă meciul următor eram titular, pe urmă iar eram... N-am avut așa o evoluție constantă, de asta spun, știi? Însă au fost și meciuri superbe și goluri superbe și... Și eram un om de bază, adică din ce văd și acum, că multe am uitat, foarte multe, nici nu mai amintesc multe goluri, doar le citești și Balin, șut năpraznic, mă gândeam, ce șut năpraznic aveam eu în perioada aia, că nu mi-amintesc să fi avut. Da, am jucat un meci cu Gloria Bistrița amical, am bătut 7-1, am dat 5 goluri, era 4-0 la pauză, toate golurile le marcasem eu.
Și tot așa, șut năpraznic, șut de la distanță, șut... Toate da. Pozițiile, vă zic. Da, alții n-au mai jucat, da, alții n-au mai... Și a venit Neaimi, nu? Neaimi a venit, a plecat, a venit, a plecat, tot așa, până a rămas. Da, Neaimi a fost la fel un om care m-a simpatizat mult și mă înțelegeam bine, bine cu el. El a fost pentru mine cel mai important antrenor. Bine, după taică-mă. Da. Că e normal să fie tata, că el m-a luat de la un an jumate. Și a pierdut destui ani cu mine. Dar domnul Ienei a fost tipul care, la București era tot la fel, îl consideram ca un tată. Era, da, și cred că toți ceilalți colegii ai mei. Pentru că nu predomina tactica foarte mult sau analizele sau... Nu, el era omul care putea să se uite în ochii tăi și să spună, băi, tu ești cel mai bun. Indiferent cu cine joci în teren sau contra căruia joci. Tu ești cel mai bun. Intră și arată. Și asta simțeai. Când îți spunea lucrul ăsta, intrai și asta simțeai că trebuie să faci. Și asta... Și plus că te dădea libertate în teren. Adică, băieți, jucați repede? La ultimii 30 de metri, faceți ce simțiți, ce aveți în cap să creați în momentul ăla, dar mergeți la finalizare. Dar în rest, mingea să circule, că nu obosește. Adesară obosește. Corect, așa am înțeles că era și Del Bosque, la fel. Tot la fel, un tip așa, blajin și bonom, și la fel, azi că întreba Raul ce mai face soția, ce mai face, azi să-ți vorbea la Paco Grande 5 minute, ce meci avem cu Osasuna, vedeți că e unul mai înălțut care dă bine cu capul, că trebuiau să știe așa, după care exact așa, atmosfera asta. Și a zis, ce să-i învăț, mă, pe Zidane, pe Figo, pe Ronaldo și pe Roberto Carlos? Mare lucru, trebuie... să știi că un antrenor trebuie să știe să transmită. Pentru că de antrenat nu-i greu, mai ales că ai jucat fotbal și ai, acum găsești pe net zeci de mii de antrenamente. Le găsești pe net, cap-coada, adică doar ți le iei să le pui, să le faci. Problema e cum îi spui jucătorului, cum îl faci pe jucătorul respectiv să-ți dea 100%. Asta e cel mai important, să-l scoți din el meci de meci 100%, că nu iese întotdeauna. Se întâmplă, e și vorba de anumite probleme pe care poate să le aibă pe acasă, concentrare, chestii, dar... atâta timp cât ele trebuie să fie pregătit 100%, da, din punct de vedere fizic, da, să fie puternic, iar în teren să-l faci să nu aibă rezerve, să nu iasă cu rezerve, adică să dea totul. Asta, dacă reușești să faci, ești cel mai bun antrenor. Steaua avea și un lot scurt atunci, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat acum. Era vreo 16 cu totul, nu? Asta la finală, da, am ajuns. Și... Da. Am avut 24, am avut și de la junior, da, de la tinere de acolo, luam cu noi în pregătiri, dar când am ajuns la finală, eram, da, culme, astăzi atâția jucători cât au trecut de acolo, exact. Și până la urmă au rămas un grup de 15, că al 16-lea a fost Iordănescu. Bine, era Stoica suspendat. Da. Incredibil, deci în finala, da, Ligii Cupei Campionilor Europene, da, Steaua s-a prezentat cu 15. Bine că nu trebuiau să trecem 18. Da, dacă trebuie să mai aducem de la junior. Sau aduceți de la echipa a doua. Corect, că dacă a fost suspendat, al 16, deci 15 erau cu totul. 15 eram și ordonez că... Bine că nu se făceau schimbările ca acum. Intrau toți. 5, da. Dacă intrau toți, da, gata, nu mai, da, rămânea.